Bun găsit, doamnelor și domnilor, Hristos s-a înviat. În mai puțin de o lună, în Grecia, în insula Creta, va avea loc un mare eveniment. Probabil că ați auzit despre el. Este vorba de Sfântul și Marele Sinod Pan-Ortodox. Toți reprezentanții bisericilor ortodoxe din toată lumea se vor întruni la un mare sinod după foarte mulți ani, după ce nu s-a mai găsit o ocazie ca aceasta, ca toți să stea la aceeași masă și să discute probleme importante pentru viața bisericii astăzi. Încercăm la biserica azi să înțelegem care sunt mizele acestui eveniment istoric, acestei întâlniri, acestei mari adunări. De altfel, sinod înseamnă adunare. L-am invitat în studioul Trinitas TV pe părintele profesor Violer Ioniță de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și consilier patriarhal onorific. Bine ați venit, Hristos a înviat! Adevărat a înviat, bine v-am găsit! Părinte profesor, ați fost implicat în foarte multe întâlniri pregătitoare pentru acest mare sinod panortodox. Știți multe din, am putea zice, bucătăria acestui eveniment și de aceea cred că sunteți cel mai nimerit să ne deslușiți puțin pentru noi cei care suntem la baza bisericii, suntem credincioșii ei. De ce e important acest mare sinod pentru noi? Nu numai pentru ierarhia bisericească la nivelul înalt, unde se iau decizii, unde se administrează, să zicem, viața bisericii la nivelul conducerii ei. De ce e nevoie de această întrunire? Biserica Ortodoxă, cea una sfântă, sobornicească și apostolică, Biserica Ortodoxă, care își continuă drumul în istorie până la parusie de la Mântuitorul Iisus Hristos, deci până astăzi, a practicat sinodalitatea din totdeauna, urmând totdeauna modelul sinodului apostolic, unde apostolii, sfinții apostoli, în jurul anului 50, când au fost confruntați cu unele probleme în sânul bisericii atunci care abia se năștea, n-au hotărât unul singur din ei sau doi, trei separat, ci s-au adunat împreună și au discutat și, așa cum citim în Faptele Sfinților Apostoli, ei s-au rugat, au invocat Duhul Sfânt să inspire, să iau o hotărâre comună, de exemplu, în legătură cu primirea celor dintre neamuri, adică dintre păgâni la credință, pentru că primii creștini erau dintre iudei. Și atunci ideea era dacă aceia ar trebui să treacă întâi prin tăierea împrejur sau alte, dacă se pot consuma sau nu animalele care erau jertfite la templu. Și atunci să subliniem că ei spun, citim la Faptele Sfinților Apostoli, hotărârea pe care au luat-o spune Părântu-sa nouă și Duhului Sfânt, de astfel, în conștiința că hotărârea pe care au luat-o în comun, au luat-o sub inspirația Duhului Sfânt. Ei bine, în viața și activitatea Bisericii Ortodoxe, sinodalitatea sau sistemul de sinod de a lua hotărâri privind viața și chiar doctrina Bisericii, și mai ales în momente critice, când în viața Bisericii au apărut erezii, tulburări și mari ispite, atunci biserica a convocat un sinod, a discutat și s-a ajuns la hotărâre. Știm de cele 7 sinoade ecumenice. Oarecum s-a încheiat această perioadă de frământare în ceea ce privește ereziile? S-a decantat doctrina bisericii după primele 8 secole. Da. În timp au mai apărut probleme, dar nu s-a mai întrunit un sinod ortodox, au fost multe sinoade locale, există în fiecare biserică principiul sinodalității, episcopii se adună din când în când ca să hotărască în privința bisericii locale. Acum au apărut probleme noi care să reclame adunarea bisericii în totalitate, da. Bisericii ortodoxe. E vorba de ierarhi din toate bisericile ortodoxe, de diferite naționalități. De la mijlocul secolului al XIX-lea până astăzi, Biserica Ortodoxă se confruntă cu tot mai multe provocări, chiar interne, pentru că Biserica Ortodoxă, cea una, iată, se manifestă astăzi concret pe plan local prin activitatea celor 14 biserici ortodoxe autocefale. Și deja
această evoluție, evoluare a organizării bisericești în sânul Bisericii Ortodoxe, au pus probleme chiar între bisericile ortodoxe. Se cunoaște că uneori au existat unele neînțelegeri între o biserică ortodoxă și alta formă. Se pun probleme noi, provocarea din partea lumii actuale la adresa bisericii. Ei bine, încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea și apoi, în mod repetat, pe parcursul secolului al XX-lea, s-a exprimat dorința, s-a dat glas necesității ca Biserica Ortodoxă, cea una, toate bisericile ortodoxe locale împreună, să organizeze un sinod ecumenic, se considera atunci, după modelul celor 7 sinode ecumenice, ca să ia niște hotărâri comune care să fie valabile pentru toți. Și ca Biserica Ortodoxă, fiecare Biserică Ortodoxă să răspundă în turn una cu alta și să răspundă împreună la multe provocări. Ei bine, procesul de pregătire a acestui sinod, care la început s-a considerat că ar fi cazul să se convoace un sinod ecumenic, apoi s-a schimbat titlul în sinod panortodox, dar iată că din 1968 s-a fixat titlul definitiv acestui sinod și anume se numește Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe. Sfântul Sinod, pentru că fiecare biserică ortodoxă locală are un Sfânt Sinod, mare pentru că este al tuturor bisericilor ortodoxe. Să nu uităm că Sinodul de la 325, convocat de Sfântul Bărat Constantin, s-a numit mai întâi, s-a auto-intitulat Sfântul și Marele Sinod, așa cum vedem în canoanele cele mai autentice acte de la cel decis de la acest sinod și abia mai târziu a fost recunoscut ca sinod ecumenic. De altfel, toate sinodele ecumenice post, apoi au fost numite așa. Cele șapte au fost unele, cum a fost 381 al doilea. Nu a fost convocat drept sinod ecumenic. A fost convocat mai curând ca un sinod regional. Cei 150 de episcopi numai au participat numai din răsărit. A fost considerat oricum ca un sinod local. Dar biserica l-a receptat și l-a recunoscut ca sinod ecumenic. De altfel, și în legătură cu acest sinod s-a spus și că acest sinod nu este ecumenic. Părintele Patriarh Daniel... Ecumenic, adică acest atribut dat unei mari adunări, ce conferă de fapt? Ce înseamnă? De exemplu, dacă mă pot întoarce încă o dată în istorie, primul care a numit sinodul de la 325 sinod ecumenic a fost episcopul Eusebiu de Cezarea. Și el, când spunea, a fost sinod ecumenic și după el Sfântul Atanasie cel Mare, Eusebiu înțelegea prin sinod ecumenic un sinod al întregii lumi locuite, sublinind că n-au fost numai episcopi din Imperiul Roman de atunci, ci și din afara Imperiului. Deci ecumene, în sensul original al cuvântului grecesc. Reprezentați toți creștinii. De la cuvântul icos, adică de la al întregii biserici, pentru Sfântul Atanasie cel Mare, sinodul de la 325 a fost ecumenic, a fost al întregii biserici de pretutindeni, spre deosebire de sinoadele arienilor, care erau sinoade reduse, regionale, chiar dacă aveau număr mare de episcopi, dar care erau locale și care nu aveau caracter ecumenic în acest sens. Ecumenic în sensul genuin, care înseamnă al întregii lumi locuite. În traducerea bisericească ar fi al întregii biserici, al bisericii de pretutinde. Revenim la sinodul care stă să înceapă peste mai puțin de o lună. Sunt pregătirii îndelungate, de foarte mult timp. Se întrunesc reprezentanții bisericilor ortodoxe și de-abia acum s-a reușit, după peste 50 de ani de pregătiri, de ce așa de greu au reușit să se adune? Sperăm să se adune începând în Creta. Concreta există o preistorie, o pregătire încă din anii 20, dar pregătirea Sfântului Lumași și Marelui Sinod începe concret în anul 1961 cu prima conferință panortodoxă din insula Rodos, când a fost fixată o listă de teme. Și prima preocupare la nivel panortodox a fost identificarea temelor care urma să fie discutate la sinod. Atunci la Rodos a fost propusă o listă prea mare, a fost prea multe teme, a fost mai mult de 100 de teme și atunci mai mulți teologi și ierarhi au reacționat și au spus că nu se poate, un sinod nu poate discuta atâtea teme și nu este necesar în Biserica Ortodoxă ca toate acele teme să fie discutate.
Și atunci, după mai multe discuții, s-a ajuns să se fixeze o listă definitivă, chiar la sugestia pe atunci a mitropolitului Iustin Moisescu al Moldovei și Sucevei, cum se numea, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române mai târziu, care a avut ideea extraordinară să spună să reținem temele care sunt recomandate și susținute de toate bisericile, nu teme care sunt susținute numai de unele biserici. Și astfel a apărut o listă de 10 cele care au întrunit consensul. Cele care erau recomandate, care aveau consensul, care erau solicitate de toate bisericile ortodoxe, care erau solicitate, recomandate să fie discutate la sinod. Și așa a apărut lista celor 10 teme atunci, care ar fi următoarele. În primul rând, diaspora ortodoxă, și anume de la, în special de la începutul secolului al XX-lea, după primul război mondial, atunci s-a conturat ceea ce numim astăzi problema diasporii. Fiecare biserică ortodoxă are un teritoriu canonic al ei, dar dincolo de teritoriul canonic al tuturor bisericilor ortodoxe, cum este Europa Occidentală sau cele două Americi sau Australia, acestea sunt teritorii care nu sunt teritoriul canonic al niciuneia din bisericile ortodoxe autocefale, și acolo s-au așezat, mai ales pe parcursul secolului al XX-lea, de fapt încă din secolul XIX, s-au așezat ortodoxi de diferite proveniențe și ei și-au dorit, cum au făcut și românii, și-au dorit să aibă o parohie, au adus preoți din țară. Cu timpul parohiile s-au mulțit în America, până și în Australia, parohiile s-au mulțit și au dorit să aibă propria episcopie. Dar în diaspora s-a întâmplat să fie, de exemplu, greci care aveau parohii și episcopii, sârbi, și aceștia erau foarte prezenți. Împărțiți pe naționalități. Și ei, nu atât biserici, cât credincioșii respectiv, ei doreau să aibă preoți și slujbă în limba lor de acasă. Și atunci comunitățile din diaspora aparțineau în mod natural de ceea ce se numește Biserica Mamă. Dar în această situație au apărut, în special în Europa Occidentală, dar și în America, au apărut jurisdicții suprapuse. Deci, o grupare, parohii sau eparhii, care țin de greci, alții țin de ruși, rușii sunt foarte mulți asemenea, de sârbi, de români și așa mai departe. Și între acestea existau anumite concurențe uneori. Au apărut ulterior și episcopi, adică episcopii. De la parohii s-a mers mai departe cu organizarea bisericii, mai sus. Da. Noi avem încă între cele două războaie. Prima episcopie a fost recunoscută în America. Și astfel era o lipsă de o rânduială. De altfel, împotriva canoanelor vechi, care prevăd ca într-un oraș să fie numai un episcop, aceasta este prima regulă, ca să spunem, încălcată. Este faptul că într-unele orașe occidentale, cum ar fi, de exemplu, Parisul, sau și în Germania sau Viena, într-un singur oraș, sunt mai mulți episcopi ortodoxi. Există un episcop grec, un episcop rus, un episcop român, un episcop sârb, și atunci... Ceea ce contravine cu un canon istoric care spune că într-o cetate trebuie să fie un singur episcop ortodox. Un canon apostolic. Și atunci trebuia rezolvată la nivel panortodox tema aceasta. Și o să precizăm cum s-au propus. Deci era prima temă. Diaspora ortodoxă. Apoi ortodoxă. A doua temă... A doua temă se intitula autocefalia și modul ei de proclamare. Și anume, în epoca modernă, de la jumătatea secolului XIX până astăzi, eu spun, atunci erau 7 biserici autocefale, astăzi sunt 14. Și autocefalia unor biserici ortodoxe pe parcursul secolului al XX-lea a fost recunoscută, de exemplu... Autocefalia, adică capacitatea de a se conduce autocefalia singură. Autocefalia înseamnă statutul de independență completă a unei biserici. Autocefalia în greșită înseamnă de a se avea capul, de a se conduce singură. Și dacă, de exemplu, Biserica Ortodoxă din Polonia a fost recunoscută mai întâi de Patriarhia Ecumenică și mult mai târziu de Patriarhia Rusă, de care... Și atunci este nevoie, este necesar să se precizeze la nivel pan-ortodox, la nivel întregii biserici. Cum se acordă acest statut de autocefalie? Cine o acordă? În ce context? Și această acordare a unei noi biserici autocefale, aceasta trebuie făcută în consensul
tuturor celor biserici, cum sublinia Părintele Patriarh Daniel, ca astfel să nu fie o discordie, ci să fie și actul, asta spunea foarte frumos Părintele Patriarh Daniel, actul în sine de a declara o nouă biserică autocefală să fie un act prin care să se manifeste plenitudea Bisericii Ortodoxe și sinodalitatea ei. O altă temă era legată tot de principiul organizatoric și privea autonomia, care e altceva decât autocefalia. A treia temă este autonomia și modul de proclamare. Și anume, unele biserici ajung să obțină titlul de autonom, care este mai puțin decât autocefal. Autonomia este de se organizează în probleme practice, dar nu are independența totală. Depinde tot în continuare de biserica mamă de care se rupe. Și atunci și acest statut trebuie acordat după principii panortodoxe. Era a treia temă. A patra privește dipticele. Adică ierarhia bisericilor ortodoxe, ordinea lor pomenire. Dipticele, în sens strict, este lista liturgică în care se pomenesc întâi stătătorii bisericilor în cadrul Sfintei Liturghii. Este un act eclezial și ecleziologic. Și anume, numai Patriarh, dacă asistați la Sfânta Liturghie Oficială de Părintele Patriarh Daniel, o să vedeți că acolo, când ajunge după prefacere, se spune întâi pomenește Doamne. Patriarhul României pomenește în ordine strictă. Într-o anume ordine, nu oricum. Într-o anumită ordine. Pe toți ceilalți 13 întâi stătători ai bisericilor, unii sunt patriarhi, alții sunt numai arhiepiscopi sau mitropoliți. Această ordine nu e aceeași în toate bisericile. Această ordine este bazată pe două principii. Pe principiul vechimii, care este primul principiu canonic. Istoric. Deci cel mai vechi este întâi și urmează pe urmă în ordine cronologică, dacă vreți. Și al doilea principiu este ca o biserică în rang de patriarhie trece înaintea unei biserici și autocefală, dar care nu este în rang de patriarhie. Și de aceea, în dipticile, care acum se numesc dipticile patriarhiei ecumenice, primele 9 locuri sunt ocupate de cele 9 biserici ortodoxe în rang de patriarhie. Și de-abia pe locul 10 urmează Arhiepiscopia Ciprului, care este o biserică autocefală din anul 431, dar care este numai în rang de arhiepiscopie. Deși celelalte biserici, inclusiv biserica noastră și înainte de noi puțin, numai cu câțiva în biserica sârbă, au primit autocefalia în secolul XIX. Da, secolul XIX. Era a patra temă dipticele, a cincea problema calendarului, uniformizarea calendarului. Știm că avem calendare în ceea ce privește sărbătorile cu date fixe. Diferite în unele biserici. Noi am adoptat calendarul îndreptat, stilul nou, cum se zice. Dar sunt biserici care sunt încă pe stilul vechi. În preajma primului război mondial, sau mai precis imediat după primul război mondial, statele unde bisericile ortodoxe erau majoritare au adoptat și care până atunci urmau calendarul iulian neîndreptat. Statele acestea, inclusiv România, Serbia, Bulgaria și Rusia Sovietică, au aprobat calendarele recomandate de Liga Națiunilor Unite. Atunci era celebrul Nicolae Titulescu acolo. Au aprobat calendarul civil după Liga Națiunilor Unite, care nu era altă decât calendarul gregorian. Și atunci s-a născut o discrepanță. Statul urma un calendar, iar biserica un alt calendar. Și atunci biserica și-a pus imediat problema că întrebarea că ar trebui îndreptat calendarul și din punct de vedere bisericesc. În Biserica Apuseană, calendarul fusese îndreptat încă din anul 1582 de către Papa Grigore al XIII-lea. De aceea se numește calendarul gregorian. Da. Și în 1923 a fost o întrunire la Constantinopol, la Istanbul, un congres panortodox care a recomandat bisericilor, n-a hotărât, a recomandat bisericilor să îndrepte calendarul, pentru că problema calendarului nu este o problemă de credință, nu este o problemă de dogmă, este o problemă simplu, practică. E o convenție și privind timpul. Unele, majoritatea bisericilor au îndreptat calendarul. Nu au acceptat. Bisericile nu au acceptat un nou calendar. Nu au acceptat calendarul gregorian. Și au îndreptat calendarul iulian
Adică au eliminat diferența aceea. Eliminat 13 zile sunt diferență. Dar câteva biserici nu au acceptat. Patriarhia Ierusalimului, Patriarhia Rusă, Patriarhia Sârbă, Patriarhia Georgiană și, mai nu, și Biserica Ortodoxă din Polonia, de exemplu. Aceste biserici urmează în continuare calendarul neîndreptat. Și de aceea pentru ei sărbătorile cu dată fixă, cum este Crăciunul, 25 decembrie, indiferent de ziua săptămânii, sau alte, toate sărbătorile cu dată fixă, ei le sărbătoresc cu 13 zile în urma noastră. Pentru că noi am îndreptat. Și atunci s-a întâmplat pe o scurtă vreme că și Paștele erau sărbătorite diferit. Și aș vrea, părinte profesor, să trecem puțin mai repede ca să mai avem timp până la sfârșit. Problema să mai vorbim. Problema calendarului era să se ajungă eventual la o, la o uniformizare. La uniformizare. Apoi a șasea temă, căsătoria și impedimentele pentru căsătorie. Această temă se intitula la origine simplu impedimentele la căsătorie. Și această temă este solicitată în special de bisericile care sunt minoritare. Pentru noi, pentru ortodoxi și români, noi suntem 87% ortodoxi și majoritatea căsătoriilor ortodoxe sunt ortodoxi cu ortodoxi, dar în diaspora și bisericile minoritare se întâmplă că acolo foarte mulți ortodoxi se întâmplă ca o femeie ortodoxă să căsătorească cu un protestant sau cu un catolic. Sau invers. Un bărbat ortodox, dar majoritatea sunt femei ortodoxe care se căsătoresc cu creștini de altă tradiție. Și după tradiția canonică, aceasta nu este posibil. Dar Sinaxa a hotărât să propune ca totuși, prin iubirea de oameni, prin economie, să se aprobe această cununie în speranța că partenerul neortodox va deveni ortodox, iar cu condiția, nu se mai scrie, copiii din aceste să fie botezați la ortodox. Trebuie să precizăm că toate aceste teme, pe baza lor, au fost create niște documente, niște texte convenite la diferite întâlniri. Vreau să la tema a șasea, o să trecem mai departe, dar vreau între timp să spun că toate aceste documente pot fi găsite într-o carte publicată la editura Basilica de curând, anul acesta. Este semnată chiar de părintele profesor dr. Viorel Ioniță, care este invitatul meu. Se cheamă Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, documente pregătitoare. Este o carte document apărută într-o formă foarte bine din punctul de vedere al tipografiei, foarte bună această formă. Găsim aici tot ce poate să ne intereseze în legătură cu ce are să se întâmple peste mai puțin de o lună, peste 29 de zile, 16 iunie, în Grecia, în insula Creta. A șaptea temă e privește postul creștin. Un document care am văzut nu reformează postul, ci îl întărește, îi întărește importanța. Tema se numește importanța postului și respectarea lui astăzi. Și această temă pornește la faptul că a fost necesară, recomandată pentru că s-a constatat că în toate bisericile ortodoxe un număr prea mic de sau mulți credincioși nu respectă postul după litera legii, după litera lui, după rânduile stricte. Și dacă ar fi să ne întrebăm și la noi în țară, în biserica noastră, câți dintre credincioși respectă postul așa cum este prevăzut? Toate miercurile și vinerile de peste an, toate posturile, începând după calendarul bisericesc, care începe la 1 septembrie, cu postul Crăciunului, postul Paștilor, postul Sfinților Apostoli, postul Sfintei Marii și așa mai departe. Și constatându-se că în multe biserici postul nu este respectat după regulă, atunci s-a considerat că este cazul să se afirme importanța postului, pentru că este o practică recomandată de Mântuitorul Iisus Hristos
și de biserică de totdeauna, care este importanța apostolului și valoarea lui și cum trebuie observat astăzi. Și se precizează chiar și în acel text că biserica, din iubire de oameni, în cazuri speciale, pentru copii, pentru oameni bolnavi, dacă sunt oameni de diabet, de exemplu, care nu pot să postească prea mult, pentru bătrâni și așa mai departe, poate aplica acolo o dezlegare de la greutatea postului, privind timpul, perioada sau modalitatea postului. Dar postul se afirmă în Biserica Ortodoxă așa cum a fost dintotdeauna. Tema 8-a, relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine, cu ansamblul lumii creștine. Tema, listele temelor acolo, este tema 8-a, relațiile Bisericii Ortodoxe, atunci se numea cu restul lumii creștine, iar tema 9-a se numea Biserica Ortodoxă și Mișcarea Ecumenică, și acestea au fost combinate. Da, a noua. Și asta, această temă a devenit pentru Sfântul Paștinul cea de-a șasea temă, care se intitulează Biserica Ortodoxă și ansamblul lumii creștine. Și trecem la ultima temă, a zecea, care se numea la începutul acestor întâlniri pregătitoare Contribuția Bisericilor Ortodoxe Locale la realizarea idealurilor creștine de pace, libertate, frățietate și dragoste între popoare și înlăturarea discriminărilor rasiale. Acum a fost reformulat și a rămas ca și temă. Nu, titlul se intitulează Misiunea Bisericii în lumea contemporană de astăzi. Trebuie să precizăm, părinte profesor Viorel Ioniță, că din aceste 10 nu au întrunit consensul toate la ultimele întruniri pregătitoare, doar 6 au rămas, au ieșit din listă, am putea zice... Scuzați, au rămas 7, dar două au fost contopite, sunt numai 6 texte. Da. Sfântul și Marele Sinod, din lista care a fost stabilită în 1976, vor fi prezentate 6 texte, dar cele 6 texte acoperă 7 teme din acea listă. Au dispărut din listă problema calendarului. Au dispărut 3 teme. Problema calendarului, problema dipticelor, adică ordinea de pomenire a ierarhiei bisericii și autocefalia. În procesul de pregătire a textelor pe marginea acestor teme pentru Sfântul și Marele Sinod era necesar ca acele texte să fie adoptate în unanimitate de toate bisericile. Și temele privind autocefalia, dipticele și calendarul nu au întrunit unanimitate din diferite motive și practice și teologice, calendarul din cauza diferențelor, însă cea mai mare problemă cu cealaltă două este problema dipticelor, pentru că am spus deja, am indicat că sunt biserici care au diferite cu privire la dipticele. Acum privind pe noi mulțimea de credincioși, foarte mult am putea zice nu ne interesează ordinea în care sunt pomeniți capii bisericilor ortodoxe și nici cum se recunoaște autocefalia. Sunt probleme la nivel înalt ierarhic. Ne-ar fi interesat calendarul într-adevăr pentru că există această frustrare în lumea ortodoxă a unui decalaj de 13 zile între sărbătorile cu dată fixă și există acest decalaj în lumea creștină în ceea ce privește sărbătoarea Paștilor. Da. Anul acesta au fost 5 săptămâni diferență între Paștele nostru ortodox și Paștele lumii occidentale, catolic, protestant. Ar fi fost de discutat, dar să înțeleg că bisericile care țin calendarul pe stil vechi nu au fost de acord să facă vreun compromis sau să renunțe la ceva. Deci cu calendarul, în legătură cu calendarul, să precizăm că deși sărbătorim sărbătorile pe dată fixă diferit, totuși s-a luat hotărârea încă din 1948 ca bisericile ortodoxe că pentru a sărbători Paștele împreună, cele care au îndreptat calendarul să continue să prăznuiască Paștele după calendarul neîndreptat. Noi sărbătorim, deși avem calendarul îndreptat pentru sărbătorile cu dată fixă, pentru a fi împreună cu cei care n-au îndreptat calendarul, sărbătorim Paștele după calendarul neîndreptat, după Pascalia veche, și de aceea a fost posibil acest an să prăznuim Paștele cu 5 săptămâni sau nu numai atâta. În acest an noi am prăznuit Paștele după echinocțiul de primăvară, cum prevede Sinodul întâi ecumenic, dar, întrucât n-am trezit, după 2 luni pline,
A fost, pentru că luna plină a fost la câteva zile după 20 martie a fost echinoxul în acest an. Da. Și atunci, fiind întârziați cu calendarul, ca să fim împreună, noi a trebuit să așteptăm a doua lună plină și de aceea am sărbătorit cu 5 săptămâni diferență. Explicațiile nu ne încălzesc, diferența rămâne. Bisericile pe stil vechi nu au fost de acord să umble la calendar, cum s-ar zice. Da. Și din această cauză a fost eliminată tema din lista discuțiilor de la sinod. Dar am simțit că și printre bisericile care nu au îndreptat calendarul, nu spunem pe stil vechi, calendarul îndreptat. Aceste biserici, am auzit un ierarh mare din sânul Bisericii Ortodoxe Ruse care a zis la un moment dat că trebuie să fim și noi pregătiți să calculăm calendarul după cele mai recente date științifice. Sunt centre și la Geneva, centre astronomice, care ne pot spune exact când este exact echinoxul de primăvară. De exemplu, noi, după calendarul neîndreptat, noi spunem că echinoxul de primăvară are loc la 21 martie, fără să ne luăm în considerare realități astronomice. Ori, noi, anul acesta, 21 martie, după calendarul neîndreptat, a fost cu 13 zile după 21 martie real, mai târziu, înțelegeți? Ori, în realitate, echinoxul a avut loc, momentul astronomic, a avut loc în ziua de 20 martie și noi l-am întârziat. Părinte profesor Viorel Ioniță, au fost stabilite temele, vor fi puse în dezbatere la sinod. Aș vrea să ne dezvăluiți acum câteva probleme tehnice. Am înțeles că bisericile ortodoxe sunt reprezentate de un număr fix de episcopi, nu de toți episcopii pe care îi are o biserică ortodoxă. Da. Noi avem peste 50 de episcopi în sinodul Bisericii Ortodoxe Române, dar acolo vor fi doar 24 sau 25? Vor fi 25 în total, dacă vreți, dar se spune, este întâi stătătorul fiecarei biserici plus 24 de episcopi. De membri în delegație care sunt episcopi. Aș dori să precizăm la un moment dat care a fost contribuția reprezentanților Bisericii Ortodoxe, ierarhilor Bisericii Ortodoxe în pregătirea Sfântului și Marii Sinod. Este un lucru foarte important, că acesta nu este sprijin în primul rând la nivelul ierarhilor. Și anume, în procesul pe care doar l-am schițat, biserica noastră a fost reprezentată an de rândul de vrednicul de pomenire Patriarh Iustin, care era pe atunci mitropolit al Moldovei și Sucevei, Patriarhul Teoctist, care, în calitate de mitropolitul de la Iași, apoi chiar și Părintele Patriarh a participat înainte la o întrunire panortodoxă, dar mai concret să precizăm, mitropolitul în apresul Părinte Mitropolit Irineu al Olteniei a participat conducătorul delegației la conferința a patra, dar de câțiva ani cel care a reprezentat Biserica Ortodoxă Română ca șef al delegației, conducătorul al delegației și care a dus valoroase contribuții a fost un alt preasfințit Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgovești, care astăzi este în Creta, pentru că face parte din secretariatul panortodox al Sfântului și Marii Sinod. Comitetul care organizează. Care organizează și fixează de precizări. Pentru că trebuie să ne dăm seama că e un eveniment ce presupune o organizare foarte bună, atâta vreme cât toate cele 14 biserici autocefale vor fi reprezentate acolo de un total de 350 de episcopi aproape, acum, plus alți consilieri și alți membri în delegație. 7 sau jumătate din cele 14 biserici autocefale nu au în total de 25. Deci vor fi mai puțin. Și vor fi probabil, ei decid, toți ierarhii care iau, deci întregul lor sunt sinod. Dar în cazul bisericii noastre, Biserica Ortodoxă Română, a fost stabilită lista delegației. Pentru că a fost fixat un termen și trebuiau transmise numele la Patriarhia Ecumenică. La Sfântul Sinod, la Academia Ortodoxă din insula Creta, fiecare participant, inclusiv ierarhii, vor avea un ecuson cu fotografie electronică, pentru că acolo va fi lume multă și să nu existe riscul să se amestece cei care nu ar avea acces. Pe lângă cei 25 de ierarhi în frunte cu întâi stătătorul, participă și 6 consilieri speciali, care și aceștia au fost, numele lor au fost comunicate, plus presa.
dar jurnaliștii care participă la Sfântul și Marele Sinod nu pot nu se pot acredita numai dacă sunt recomandați de o biserică ortodoxă. Și am mai aflat ceva în documentul care vorbește despre organizarea acestui eveniment, că cu excepția deschiderii și închiderii, ședinței de deschidere și de închidere, toate celelalte ședințe vor fi cu ușile închise, deci da. Nu vom ști nici noi presa și nimeni ce se va discuta acolo decât după ce se va da un comunicat. Este vorba de regulamentul care a fost adoptat, regulamentul de funcționare a Sfântului Sinod. Și anume, jurnaliștii care vor fi prezenți în Creta vor fi ținuți la curent. Va fi un comitet special al Secretariatului de Panortodox, va fi un comitet special însărcinat cu informarea periodică. Nu pot să vă spun dacă va fi, probabil acum se va decide, dacă va fi zilnic sau la două zile și se spune în regulament, vor întocmi dosarele speciale, se vor distribui probabil chiar și unele texte care pot fi distribuite. Bineînțeles, nu cu proiecte, ci numai ceea ce s-a decis, cu informații de stadiu deciziilor. Prezența este permisă numai la sfârșit și la deschidere și la închidere. Dați-mi voie să mai precizez că după o lungă perioadă de pregătire care fără intervenția, fără hotărârile sinaxei, deci întâlnirii la nivel înalt a întâi stătătorilor Bisericii Ortodoxe din martie 2014 și din ianuarie anul acesta la Șambezi, fără aceste hotărâri n-ar fi fost posibilă convocarea Sfântului și Mare Sinod. Și anume, regulamentul Sfântului și Mare Sinod, lista temelor care sunt șase sau textelor, toate amănuntele au fost adoptate de Sinaxa din acest an și să subliniem, pentru că ne-a fost comunicat de mulți, mulți străini și din alte biserici. De exemplu, chiar Sanctitatea sa Patriarhă Ecumenic spunea părintele profesor Coman după întrebarea de la Geneva că Patriarhul Daniel la României a adus o contribuție decisivă la aceste. De exemplu, părintele patriarh a propus și a ajutat la definirea profilului acestui sinod, care are mai ales un caracter pastoral. Deciziile care au caracter pentru toate bisericile. Părinte profesor Viorel Oniță, eu ca jurnalist sunt puțin contrariat de această lipsă de transparență, i-aș zice eu. De ce totuși s-a hotărât să se facă totul cu ușile închise? Eu mă așteptam totuși să existe un acces, nu fizic, ci prin tehnologie la aceste discuții, să vedem. E un sinod care ne interesează pe toți, de la toate nivelele și pe noi, cei mai de jos, membrii bisericii. Înțeleg, și în lumea de astăzi așa se ar pune problema, dar cum am participat la unele întruniri personal, sunt strict de acord să fie cu ușile închise, pentru că unele discuții sau unele imagini luate din context ar risca să fie rău interpretate. Aceasta este în matematică. Și ar putea dăuna eficienței dezbaterii de acolo. Da, influența într-o formă sau altă, dar de teama, nu știți că în biserica primară, când participăm la Sfânta Liturghie, se spune la un moment dat ușile, oamenii nu mai prea știu ce rost are astăzi. Să știți că în biserica primară, când diaconul zicea ușile, în acel moment erau niște ușieri care aveau sarcina specială să închidă ușile după cei care nu erau botezați, care nu erau încă creștini, chiar și unii catehumeni care erau numai la început, ca să nu se zmintească, ca să nu interpreteze fals unele. Bine, este vorba de Sfânta Liturghie, taină. Erau rugați să iasă. Și acum nu e nimic secret, pentru că biserica participă acolo în plenitudinea ei. Dar există înțelepciunea ca anumite gesturi, situații, să fie acolo o discuție, pentru că poate chiar un ierarh să ridice tonul un pic. Grecii se cunoaște faptul că vorbesc foarte înflăcărat. Pentru cei care nu știu grecește, au impresia că se ceartă. Și atunci o simplă imagine ar putea duce la... Dar totul se face, să știți, așa cum am văzut și la Sinax aceasta în ianuarie, se face cu foarte mare responsabilitate. Am simțit pe întâi stătătorii noștri că purtau pe umeri responsabilitatea bisericii. Părinte profesor Viorel Ioniță,
Discutăm despre mizele Marelui Sinod, da. Sfântului Sinod. Sfântului și Marelui Sinod. Sinod al Bisericii Ortodoxe. Care e principalul scop? De a manifesta unitatea Ortodoxiei, de a da. a manifesta în mod practic. Capii ortodoxi se întrunesc să decidă împreună. Ceea ce n-au mai făcut decât în aceste sinaxe, dar care au pregătit Sfântul și Marele Sinod. Aș vrea să ne explicați cum ia cuvântul cine dorește. Acolo se înscrie la cuvânt. Aceste texte care sunt aprobate, au primit consensul, pot fi modificate în urma dezbaturilor din sinod. Deciziile vor arăta cum le avem noi acum și aprobate sau pot să fie modificate? Dați-mi voie să mai adaug că, așa cum se vede în regulamentul sinodului, se așteaptă ca Sfântul și Marele Sinod să adopte și un mesaj final, care nu va fi un simplu text de câteva rânduri, ci se așteaptă un text cu conținut, mesaj al Bisericii către lumea de astăzi. Și este un comitet special înființat din partea Bisericii noastre, în apărăție de Părinte Mitropolit Iosif al Europei Occidentale și Meridionale. Va fi elaborat un proiect care va fi discutat și îmbunătățit la sinod și acela va fi un al șaptelea text, dacă în speranța că toate textele care vor fi supuse, nicio temă nu poate fi adăugată altă. Și anume, ceea ce se așteaptă de la acest sinod este, încă o dată, îmi permis să mă refer la afirmația Părintului Patriarh Daniel la sinaxă, care a fost însușită de sinaxă. Și anume, Biserica Ortodoxă, cum am spus, de mai multe secole, a cam pierdut sensul exercitării sinodalității la nivel universal. Și este foarte important ca Biserica Ortodoxă să înceapă. Părintele Patriarh spunea și a fost luată această propunere. A spus că să nu ne imaginăm că acest sinod are loc și următorul va avea loc după alte 1000 de ani, cum a fost cazul până acum. Să ne imaginăm, să ne rugăm, să lucrăm ca următorul sinod să fie la 7 sau la 10 ani. Și atunci primul sens, prima miză acestui Sfânt și Mare Sinod este ca Biserica Ortodoxă cea una să se întrunească la cel mai înalt nivel. Fiecare delegație are mandatul sinodului de acasă și este întreaga biserică acolo reprezentată. Să mai precizez, de exemplu, un lucru. În fiecare zi se va organiza, fiecare zi se începe cu săvârșirea Sfintei Liturghii, tot de altă biserică. Ziua de joi, nu mai știu ce zi cade, din săptămâna de la sinod, va fi, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de delegația română. Bineînțeles, de Părintele Patriarh, cum se va decide acolo, în limba română, la Sfântul Sinod. Va fi săvârșită și de delegația arabă, de delegația albaneză și așa mai departe, tocmai ca să, și pentru a săvârși Sfânta Liturghie, dar și să se dea expresie mozaicului cultural al Ortodoxiei. Miza importantă e ca aceste texte să fie adoptate. Aceste texte sunt supuse la autoritatea. Sinodul acesta reprezintă cea mai înaltă autoritate din Biserica Ortodoxă. Sinodul, membrii sinodului, toți episcopii au libertatea să discute aceste texte, să le îmbunătățească și este prevăzută modalitatea cum se ia cu fiecare, se înscrie, la cum trebuie să indice la ce parte ca să fie ordine, că altfel se riscă o dezordine, timpul va fi foarte bine, va trebui foarte bine calculat și textele, cele 6 texte, ca și textul mesajului, fie integral, fie paragrafe, nu vor fi adoptate decât numai în unanimitate. Dacă o singură biserică se opune, atunci textul respectiv nu este adoptat. Există libertatea, posibilitatea, și deci fiecare episcop, membru al sinodului, numai episcopii sunt membri al sinodului, fiecare episcop, fiecare ierarh are libertatea să-și exprime părerea și dacă nu este de acord cu afirmație, cu un paragraf sau cu o anumită expresie, atunci acest este întrebată biserica din care face
parte episcopă, pentru că votul nu este pe fiecare nu parte. Nu este al fiecăruia, ci e per biserică. Votul este, există fiecare biserică, chiar dacă sunt 25 de episcopi, are un singur vot. Dar dacă un episcop dintr-o delegație nu este de acord, atunci biserica respectivă trebuie să se retragă, sinodul se întrerupe, se discută și se formează o părere unică a acestei biserici. Dacă biserica respectivă rămâne totuși să susțină textul, chiar dacă un episcop din delegația sa nu susține un text sau parte dintr-un text, atunci există posibilitatea ca părerea acelui episcop să fie notată, este obligatoriu să fie notată, reținută, știți, trecută în actele sinodului, dar textul este adoptat pentru că biserica sa dă votul. Deci există libertatea fiecărui episcop să scrie. Eu personal, dacă îmi permis, sau este o părere cu totul personal, mă aștept, de exemplu, ca întâi toate dorința este ca aceste texte să fie îmbunătățite. Ne rugăm Bunului Dumnezeu să inspire pe toți ca aceste texte îmbunătățite, dacă este cazul, sau chiar și dacă sunt texte foarte gândite, foarte elaborate, foarte discutate de toți, ca aceste, toate aceste șase texte să fie adoptate. Există riscul ca unul dintre ele să nu treacă, să nu întrunească consensul. Pentru că nu se aprobă un text dacă nu are unanimitate. Să mai precizăm că prin aceste texte, în aceste texte, nu sunt citate decât numai din Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți, nu este citată nicio altă autoritate, și anume, în aceste texte este reflectată absolut, fără niciun fel de ezitare, întreagă, este reflectată învățătura ortodoxă. Nu este nimic adus nou, ci în aceste texte sunt unele formulări eventual mai clare cu privire la credința noastră, răspunzând la unele sau la altele din problemele de astăzi. Și deci, în credincioși, întreaga biserică, vor putea recunoaște hotărârile care se vor lua, vor putea recunoaște învățătura lor din totdeauna a bisericii. Și de-abia atunci va avea loc procesul de receptare. Suntem spre finalul emisiunii și amintesc celor ce sunt împreună cu noi că dacă sunt interesați de baza discuțiilor ce vor avea loc la Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe din Creta, din 16 și în perioada 16 și 27 iunie anul acesta, au această carte la dispoziție. Conține această carte documentele care au fost adoptate, care au întrunit consensul și care vor fi discutate, îmbunătățite la sinod și adoptate peste o lună în Creta. Așadar, un eveniment foarte important pentru care Patriarhul Ecumenic a și postat un mesaj text, dar și video a apărut pe YouTube, în care ne îndeamnă pe noi, credincioșii ortodoxi și din toate bisericile ortodoxe, să ne rugăm, citesc din acest mesaj al Patriarhului Ecumenic, cu fervoare ca plenitudinea bisericii, clerici și laici, bărbați și femei, bătrâni și tineri, să se roage pentru acest eveniment unic și istoric. În special, vă rugăm să îi cereți lui Dumnezeu să întărească și să insufle pe conducătorii bisericii să-și manifeste unitatea într-o lume afectată de conflicte și diviziune. Așadar, putem participa fiecare la bunul mers al acestor lucrări ale Marelui Sinod cu rugăciunea, cu gândul bun la ceea ce se va întâmpla acolo, astfel încât cei care decid pentru noi, pentru bisericile noastre, să fie luminați de Duhul Sfânt și să ia decizia cea bună. Părinte profesor, așa să ne ajute Dumnezeu. Așa să fie. Vă mulțumesc, Părinte profesor Viorel Ioniță, pentru această introducere pe care ne-ați făcut-o în culisele acestui mare eveniment istoric ce va avea loc peste o lună. Am fost, vă amintesc, împreună cu Părintele profesor Viorel Ioniță la Biserica Azi, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și consilier patriarhal onorific. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vom revedea marțea viitoare. Numai bine, Hristos a înviat!